Închiderea proiectului cu finanțare europeană de alcătuire a listei obiectivelor de interes patrimonial privind epoca romană a fost marcată prin deschiderea unei mini-expoziții de fotografii la Casa Cuza. Au fost expuse imagini din documentația pregătită de Institutul Național al Patrimoniului pentru proiectul european care intenționează valorificarea monumentelor Imperiului Roman de pe limisul Dunării. Directorii instituțiilor de cultură din Galați au deplâns situația existentă. Niciun monument gălățean nu se află pe lista tentativă ce va fi propusă UNESCO de protejare și valorificare a cetăților romane de la Dunăre. Sigur, eram puțin supărat așa când domnul Mitrov mi-a arătat proiectul dumneavoastră și faptul că n-aveați de plâns să le insistențele dumnealui au dat raze și uite că sunteți aici. Sigur că o să-i rog pe colegii mei de la Muzeul de Istorie și de la Inspectorat, împreună cu primăria, să folosim această oportunitate de proiecte pe strategia Dunării în paralel cu ce au început. Sigur, eu sunt bucuros că ați venit, vă mulțumim foarte mult și sper ca această expoziție să trezească interesul și colegilor mei din celelalte autorități publice locale, dezvoltarea de proiecte ulterioare și sper că acest proiect Tirighina și celălalt al Consiliului Județean, Valorul Traian, să prindă contor. Vă mulțumesc mult! Directorul de programe a Institutului Patrimoniului a remarcat slaba interconectare a autorităților locale și a agențiilor de turism pentru introducerea castrului Tirighina și cavoului roman în circuitul turistic. Șansa de viitor pentru monumentele gălățene rămâne însă deschiderea liniilor de finanțare din strategia Dunării și o concentrare a autorității locale pe fondul problemei, conservare și restaurare. Eu nu zic că nu poate să intre. Lista asta nu e imobilă, ea poate fi updatată an de an, da? Lucrurile astea se pot face, nu împiedică nimeni, autoritățile locale, instituții de cultură, abilitate, să-și creioneze întâi o viziune asupra sitului respectiv, vorbesc ca și de cel din cartierul Dunărea, da? Și să facă un proiect consistent. Dar așa cum arată acum, din păcate, nu prea se vede mare lucru. De cunoscut se cunoaște la nivelul anilor, în fine, să zic 60, 50, 60 și cu mici intervenții ulterioare, dar asta este cam tot. Deci o săpătură sistematică plus o punere în valoare, o valorificare din punct de vedere turistic, care presupune și restaurarea acestor situri arheologice, este absolut necesară. Deci restaurarea este un punct... Sigur că da. Restaurarea în sensul de a se citi între ghilimele de rigoare, de a se citi foarte exact un plan, de să fie un plan al situlului respectiv, cu obiectivele de vizitat, cu planul lor rezultat din săpături și acestea toate puse în valoare. Asta înseamnă și conservare in situ și, în ultima instanță, restaurare. Singurele județe din România care au folosit oportunitățile strategice privind valorificarea patrimoniului istoric roman și au monumente în lista UNESCO sunt Constanța, Tulcea și Mehedinți.